În această zi vom citi capitolul 16 din Evanghelia după Luca. Și scopul acestui capitol este să ne avertizeze, să ne atragă atenția că Dumnezeu ne-a încredințat multe resurse pentru mântuirea noastră. Și e păcat să le ignorăm, să le întoarcem spatele, ca apoi să ne plângem într-o zi că Dumnezeu nu ne-ar fi purtat de grijă. Haideți să citim mai întâi o pildă. Pilda ispravnicului necredincios. Un ispravnic era un administrator, un om căruia îi se încredințau anumite proprietăți pentru administrare și care, desigur, avea un comision semnificativ și urma apoi să dea socoteală de ispravnicia lui, de modul în care a administrat acele proprietăți. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost spărât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală, sau adică facem un inventar, dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul sau administratorul acesta i-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap nu pot, să cerșesc, mi-e rușine. Știu ce am să fac. Pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucra se înțelepțește, căci fiii viacului acestuia față de semenilor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Mare atenție! Pilda aceasta pare să laude un comportament nedrept, nedemn, chiar hoția pe care ispravnicul acesta, la prima vedere, ar fi comis-o. Nici vorbă de așa ceva. Acești ispravnici, acești administratori ai unor proprietăți, aveau o marjă de comision, aveau dreptul să aducă în contul stăpânului o anumită sumă care era minimă printr-un contract. Peste suma aceea, ei puteau să folosească, puteau să administreze, puteau să reinvestească și așa mai departe. Bărbatul acesta știe că urmează să-și piardă influența la curtea acestui om bogat. Știe că proprietățile acelea vor fi luate din administrarea lui. Și atunci el acționează în cadrul acelei marje de eroare, în cadrul acelui comision care îi se cuvenea. Și își face prieteni, îi câștigă pe oameni de partea lui cu gândul că într-o zi oamenii aceia îi vor arăta recunoștința. Stăpânul lui l-a lăudat. În mod clar, dacă era vorba de un jaf, dacă era vorba de corupție, stăpânul l-ar fi pedepsit, l-ar fi dat pe mâna judecătorilor. L-a lăudat pentru că lucrase înțelepțește. Și acum Iisus vine cu concluzia, fiii viacului acestuia sunt înțelepți. Și tu care mă asculți, sunt sigur că îți dai toate silințele să-ți administrezi banii, averea, resursele, salariul, taxele, pentru ca să poți să te descurci în viața aceasta. Iisus spune, știm să ne descurcăm în lumea aceasta cu lucrurile trecătoare. De ce nu am fi la fel de atenți și cu lucrurile spirituale? Iisus continuă și aplică pilda aceasta spunând, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte. Iisus spune, sunt lucruri pe care le-am căpătat fără să le merităm. Astea sunt toate ale lui Dumnezeu. Bogățiile pe care le ai, într-un anume sens, sunt necuvenite. Sunt ale lui Dumnezeu, El ți le-a dat în administrare și tu ești un ispravnic, un administrator. Poți să le folosești spre pierzare ta, să te îngânfi, să le folosești doar în distracții, în lucruri păcătoase. Sau poți să le folosești în vremea aceasta să ajuți bolnavii, să ajuți oamenii în suferință, oamenii în lipsă, să faci un bine, să folosești lucrurile acelea într-un mod care să fie o binecuvântare pentru societate. Faceți-vă prieteni, folosiți lucrurile acestea ale lumii pentru ca să câștigați binecuvântarea și răsplătirile divine, spune Domnul Iisus. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Măsura credincioșiei tale, măsura seriozității,
Modul în care tu cântărești responsabilitățile ce au fost încredințate. De obicei, spune Iisus, se reflectă și în lucrurile mărunte ale vieții, și în lucrurile mari, și în lucrurile care sunt foarte valoroase și importante. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine vă va da ce este al vostru? Noi, în viața aceasta, suntem chemați să fim responsabili. În măsura în care noi ne dovedim responsabili, Dumnezeu ne încredințează mai mult, ne dă daruri mai multe, ne dă putere mai multă, ne dă autoritate mai multă în slujirea sa. Acum vine o concluzie care se leagă atât de lucrurile trecătoare ale lumii, cât și de cele veșnice. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Mamona era zeul averilor, a lucrurilor trecătoare, reprezenta banul, reprezenta câștigul pe care omul îl adună pentru plăcerile lui. Iisus spune, cine este stăpânul tău? Vrei să slujești lui Dumnezeu sau vrei să slujești banului? O întrebare importantă și cred că vremea asta de criză ne ajută să ne gândim foarte serios care este prioritatea vieții noastre. Acum Iisus continuă cu un mesaj de mustrare adresat fariseilor care continuau în același spirit să se considere ei înșiși neprihăniți și să înjosească pe ceilalți oameni. Fariseii care erau iubitori de bani ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. În momentul în care Iisus le vorbea despre administrarea banului, dar și a resurselor spirituale, ei se știau vinovați. Iisus le-a zis, voi căutați să vă arătați neprihăniți înaintea oamenilor și poate pe oamenii impresionați, nu? Dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Iisus este de părere că toată fațada, toate lucrurile pe care noi le înălțăm și le cinstim de multe ori, înaintea lui Dumnezeu nu valorează nimic. Dumnezeu se uită direct la inimă. Dumnezeu ne cunoaște inima. Legea și prorocii au ținut până la Ioan. De atunci încoace, Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu se propovăduiește și fiecare, ca să intre în ea, dă năvală. Iisus le dă un mesaj puțin codificat, dar fariseii erau în măsură să-l înțeleagă. A fost o vreme în care Dumnezeu a vorbit prin legea Vechiului Testament și prin profeții de acolo. Dar Iisus le spune, de când a venit Ioan Botezătorul, acum se anunță mesajul Evangheliei lui Dumnezeu, al Împărăției lui Dumnezeu. Și Iisus spune, veniți, dați năvală, veniți împărtășia lui Dumnezeu, căutați-L pe Dumnezeu. Oamenii aceștia ratau momentul cel mai important în care Dumnezeu voia să le vorbească. Este mai lesne să treacă cerul și pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din lege. Iisus le spune celor care îl ascultă că toate cuvintele pe care el le rostește și între cuvântul lui Dumnezeu pe care îl avem astăzi, Sfânta Scriptură, cuvintele acestea care vin de la Dumnezeu au autoritate veșnică. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Domnului rămâne în viac. Un verset care este inserat aici, fără legătură directă neapărat cu ceea ce am citit până aici, dar totuși vorbește de același context în care oamenii trebuie să fie avertizați că o viață neglijentă nu va rămâne nepedepsită. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. Iisus se referă aici, desigur, la imoralitate, la despărțirea de familie, la divorț și la recăsătorirea. Câtă vreme trăiește celălalt, Iisus spune un astfel de mod de viață, un mod neglijent, un mod în care ignoră principiile cele mai sănătoase cu privire la familie, înseamnă prea curvie, înseamnă imoralitate, înseamnă pedeapsă divină. Acum ajungem la un pasaj iarăși foarte cunoscut. Este clasic în literatura universală și pilda aceasta spusă de Domnul Iisus Hristos rămâne pentru noi una dintre cele mai frumoase ferestre deschise spre lumea de dincolo, spre locul în care merg sufletele după ce pleacă din lumea aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în pofiră și în subțire
și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult ca să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și a ridicat ochii în sus. A văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul ei a răspuns Avram: adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie așa de mare că cei care ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis: rogu-te, dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, Părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Un cuvânt atât de serios, atât de practic, atât de clar. Oamenii care nu ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, care nu ascultă de Evanghelie, de Sfânta Scriptură, care nu ascultă de vocea Duhului Sfânt care le vorbește, oameni care nu se pocăiesc de păcatele lor, ci poate fac așa cum spunea prorocul Isaia, îngrămădesc păcat peste păcat, nelegiuire peste nelegiuire. Oamenii aceia care poate în viața aceasta au parte de toate bucuriile, de toate desfătările, totuși viața asta e scurtă, trece repede. Și toți oamenii, învață cuvântul lui Dumnezeu, vor ajunge la judecată. Când ajung în fața judecății lui Dumnezeu, oamenii își dau seama că tot ceea ce li s-a spus e adevărat. Este datoria noastră astăzi să ne gândim foarte serios la destinul nostru, la starea sufletului nostru. Ești asemenea lui Lazar? Poate disprețuit, poate în sărăcie, poate în lipsă, dar ți-ai pus încrederea în Dumnezeu și în harul Lui? Mai bine decât să trăiești așa cum a trăit omul acesta, ignorându-L pe Dumnezeu, întorcându-I spatele. Mai citim aici și în pilda aceasta ne avertizează: nu ne putem pune speranța în nimeni altcineva pentru mântuirea noastră decât în Hristos. Omul acesta are nevoie de ajutor, dar nu mai este nimic să-l scape. Ce ai făcut până când închizi ochii în lumea aceasta? Biblia spune: aceea te va urma. Dacă în lumea aceasta l-ai făcut pe Hristos Domnul și Mântuitorul vieții tale, dacă l-ai lăsat pe El să stăpânească în inima ta, atunci vestea bună este că ești un copil al lui Dumnezeu și ai promisiunea vieții veșnice. Iar dacă nu, astăzi este vremea pocăinței. Astăzi este ziua în care poți să spui: Doamne Iisuse, dă-mi iertarea Ta și fă-mă un copil al Tău.